Salutare! Astăzi îl avem din nou invitat pe Lucian Popescu, alias Victron Energy. Da. Mai punem funcție ceva? Nu aceeași. Mai. Aceeași funcție. Nu s-a schimbat. Deci de fiecare dată când vedeți un video pe canal cu Lucian, înseamnă că a venit în vizită prin România, nu? Cam așa, da. Știi că nu am arătat nicio plimbare. Nu trebuie să spui când călătorești. Nu e bine să postezi că ești plecat de acasă, că vin, te vizitează hoții, știi? Uite, că vii în România, eu stau mereu cu camera pe tine. Hai, e repede să postăm. Oricum, e un delay între filmare și publicare. E un delay, de câteva ore. Noi suntem, e Crăciun acum, aici în România. Nu-i Crăciun. Nu. Ne apropiem de Paște, dar nu e Crăciun. Deci, de ce ne aflăm noi aici? Am văzut o jucărie frumoasă la voi aici în depozit. Lucrau oamenii la un motor și pe canalul ăsta de YouTube nu vezi motoare niciodată. Da, dar asta e albastru și de asta ți-a plăcut. Deci dacă e motor albastru, totuși e altceva. Și am zis, bă, stai, ce se întâmplă aici? Că e un generator, sunt niște panouri. Și tu ai spus la un moment dat, când vorbeam noi despre sisteme fotovoltaice, ai zis despre folosirea generatorului. Dar am trecut foarte repede pe lângă ea. Știi de unde a pornit toată discuția? Dacă îți mai amintești, că era o grămadă de filmulețe pe Facebook, YouTube, TikTok și așa mai departe. Și mulți din zona haterilor de electrice, care râdeau de situația în care ai un generator cu care încarci o mașină electrică. Da, da, foarte mult. De acolo a pornit toată povestea. Corect. Și poate și pui o poză cu... O să pun mai multe. Acum o să rulez de poze cu mașini electrice cu generatoare în spate sau lângă. Bun. Ideea este că nu e de râs deloc toată povestea asta. Dimpotrivă, e mult mai eficientă decât unele mașini termice. Să știi că tu mi-ai spus treaba asta, ți-am arătat o poză. Da. Și tu n-ai râs deloc și te-ai zis, pe tata, nu-i nimic absurd, vezi că s-ar putea să fie mai eficient așa decât să mergi cu o mașină termică. Adică, pe cât de absurdă vi se pare imaginea aia cu mașina electrică și generatorul lângă, nu este cea mai rea situație. Nu. Situația mai rea este să mergi chiar cu mașina diesel sau benzină. Da. Dacă te uiți pe specificația la mașina termică, o să vezi acolo că ai o anumită putere la o anumită turație. Corect. Dar tu nu poți să fii constant la turația respectivă. Tu o să ai turație variabilă, uneori sub valoarea nominală, la care produce maximul de putere, sau turație mai mare, la care, iarăși, ești ineficient. Da, ce face generatorul? Generatorul are turație constantă, da, la care îți produce nominal cât are el. De exemplu, ăsta de aici e un generator de 10 kW. Ok, deci practic avantajul generatorului este că el este setat la turația optimă ca pentru eficiență maximă. Adică să transforme cât mai mult din motorina aia în energie electrică. Da. Deci tu nu ai fluctuații 1000, 2000, 3000, el e oarecum liniar. Și noi ce am făcut aici? Exact. Noi pe sistemul De ce l-ai cuplat cu... O să mergem și pe partea cealaltă ca să vadă lumea ce se întâmplă și pe partea cealaltă. Care ar fi utilitatea să ai un generator? Aici avem stocare pe litiu, fier, fosfat, niște baterii LFP. Da. Și am putea să avem și niște panouri. O să pe partea cealaltă avem, o să arătăm după. Ideea este că noi am combinat acest generator cu inverter chargere de la noi, de la Victron, cu care încărcăm bateriile la eficiența maximă. Okay. Adică sunt generatoare, sunt invertoare de 10 kW, da, care practic încarcă bateria. De ce e bine? Închipuiesc că tu ești, să zicem, pe un șantier. Da, șantier, acolo și să folosim. Ai nevoie să încarci un telefon. Cum este să pornești un generator de 10 kW ca să încarci cu 40 de W un telefon mobil? Deci, practic, pe șantier să folosești genul ăsta de... Doar generatorul. Deci, doar generatorul. Noi ignorăm partea asta, ca avem doar generatorul. Ca și cum nu ar avea setup-ul ăsta continuare. Deci, practic, eu pe un șantier pot să am niște lumini, să încarc telefonul, dar să am și un consumator, nu știu, o freză din când în când, care să-mi ia 4-5 kW. Da, pentru asta trebuie să dimensionezi generatorul. Adică tu trebuie să iei generatorul pentru puterea maximă consumată acolo. Corect. Instantaneu. Bun. Da? Deci practic... dacă tu ai, să zicem că ai un flex și un, nu știu, și o bormașină care în total consumă, poate exagerez, 10 kW. Să zicem. Da? Da? În total consumă cele 20 kW. Tu practic trebuie să-ți iei generatorul de cel puțin 10 kW ca să poți să susțină acel consum. Și l-aș pornit toată ziua, să zicem, 8 ore de muncă. Și pentru 90% din situații în care tu nu consumi acei 10 kW. Deci aia se pierd, pur și simplu, că nu se întâmplă nimic cu energia aia. Bine, îi scade consumul generatorului, dar foarte puțin. Are un range, are o plajă de consum, minim și maxim. Ok, deci practic iau baza asta, baza remorcii, iau ca zero, pornesc generatorul, mă duc cu producția aici și producția variază foarte puțin, dar consumul aici poate să-mi varieze foarte mult. Și exact. Tot ce nu se consumă, practic se pierde, e pierdere. E îl respirăm apoi. Și atunci ce se întâmplă? Acum, pornim generatorul și cum ajută bateriile treaba asta? Bateriile iau tot ce se poate lua din generator.
Adică noi mergem cu generatorul la putere nominală. Să zicem 10 kW. Noi mergem la putere nominală, da, da. Astfel încât să avem cel mai bun randament din generatorul respectiv. Încărcăm bateriile. Da. Când cei din șantier, continuăm exemplul ăsta, când cei din șantier vor să-și încarce telefonul, să taie cu un flex sau ceva de genul ăsta, va veni toată energia din baterii. Deci, practic, el se oprește în momentul în care bateria a ajuns la anumit nivel, e o automatizare. Da. Sistemul este configurat astfel încât să mențină bateria între, să zicem, să mențină numai jos de 80%. Când a scăzut sub 80%, generatorul pornește, reîncarcă bateriile. E un exemplu. Depinde de capacitate. Poate să fie între 90 și 10%, să zicem. Poate să fie oricât. Nu, asta deci, practic, generatorul încarcă bateriile, se oprește când a ajuns la nivelul ăla și până când bateria nu se descarcă sub anumit nivel, el nu mai pornește. No. El nu este conectat direct cu consumatorul. El nu este conectat de... Consumatorul se leagă pe partea cealaltă pe invertoare. El doar asigură reîncărcarea bateriilor. Asta perfect. E tot. Păi atunci haideți să iau camera să filmăm și pe partea cealaltă. Ok. Începem de aici. Deci asta este partea pe care ați văzut-o. Da, aici ce partea de siguranță. Și ce recunosc? Recunosc device-ul ăsta care mie îmi place foarte tare, cerul. Ah. Bine, asta recunosc este... și bateriile și display-ul de aici. Corect. BMS-ul. Este work in progress. Ai și din astea. Mai lipsesc câteva lucruri. Am și din astea. Dar nu este finalizat. Urmează să se facă carcasa la el, din câte am înțeles. Și ăsta este un model de 10 kW, dar 10 kW monofazat. Da. Dar planul este să avem modele de practic orice putere. Da. Și ăsta îl vezi că este pe roți. Dar poți să ai aceeași configurație pe care corect. O pui acasă într-un mic container, care poate să fie monofazat de la, habar n-am, 3 kW până la trifazat la 180 de kW, 200 de kW. Deci asta este un setup, până un demo. Avem un demo, avem un generator, avem partea de stocare, siguranțe, comunicare și pe partea cealaltă, Și pe partea asta avem partea de distribuție DC, curent continuu, unde sunt cablurile groase, încărcător solar, pentru că la asta putem oricând să atașăm și panouri fotovoltaice. Deci poți să vin cu remorca asta, îi punem o cutie. Da. Și pot să mai pun încă un spațiu în care să pun niște panouri. Pe cutie vor fi panouri, câteva panouri. Dar pot să mai am și panouri separate. Am ajuns pe șantier, le întind pe câmp sau unde lucrez eu acolo. Și încarc... Și generatorul va porni mult mai rar, practic. Da, incredibil de rar. Da. Deci dacă tu nu folosești, practic te folosești de... folosești generatorul, e energie de la soare. Bun, mai departe avem inverter chargerul nostru de 10 kW. Ok. Și baterii. Acum sunt 4, dar este gândit standul pentru 8 baterii. Deci putem spune și puterea panourilor aici cât ar fi? Cam cât am putea să punem? În prezent este pus doar un singur charger. Asta poate să țină undeva la 5 kW de panouri. Da, dar e mult. Te uiți, că mai este loc. Adică este loc. Inclusiv când punem carcasa, se mai poate adăuga încă un modul aici, încă unul aici. Se poate mări, poate supra-dimensiona. 5 kW de panouri, sunt mobil, mi se pare enorm. Iar stocarea fiecare baterie de genul ăsta are undeva la 5 kWh. Deci, practic, noi acum vedem... Aici sunt 20 și mai putem spune încă 20. Ce vedem? Că e împărțit în jumătate aici, da? Aici putem să spunem că este, dacă facem analogia cu mașina electrică, în zona asta avem mașina electrică și aici avem generator. Poți face analogie cu mașina hibridă. Cu mașina hibridă, da. Și poți face cu mașina plug-in hybrid, pentru că ăsta e un sistem plug-in hybrid, până la urmă. Poți să-l încarci de la grid. Cu asta poți să și descarci în grid, deci ai și vehicle to load, vehicle to grid. Orice fel de combinație. Orice fel de combinație, păi și genul ăsta de setup, unde se folosește cel mai mult? Adică îmi imaginez că pe șantiere, cred că ăsta e obligatoriu, nu? Sau cine? Ar trebui să fie... Noi vorbim de educarea clientului în clipa asta. Nu e ceva ce se folosește în prezent, e ceva ce vrem să promovăm și vrem să... Acum ce vorbim noi este... Practic vrem să arătăm avantajul folosirii unui astfel de sistem. Da, super. Eu l-am văzut prima dată și mi s-a părut spectaculos și foarte logic, foarte simplu de înțeles. Adică e clar la ce folosește, beneficiile sunt evidente, adică să nu folosești un generator 10 ore, să folosești doar 3 ore pe zi sau 2 ore sau cine știe cât. Clar, este... Sau deloc, e no-brainer. Da. Să poți să-l combini și cu panouri, și cu stocare, cu toate lucrurile, mi se pare un lucru spectaculos. Da. Dacă te uiți aici, este separat... termic, ca să nu ajungă căldura în partea cealaltă. Sub ăsta, aici, practic toată structura e rezervor. Ăsta e rezervorul sub. Nu mi-am dat seama. Structura generatorului e rezervor. Ăsta e rezervorul, ăsta e shield-ul termic. Da. Da, foarte frumos. Da. Arată spectaculos. Da. Acum să facem concluziile de final. Deci, practic, sunt două ineficiențe la generatorul folosit în mod independent, fără partea asta de stocare. Pe de o parte, el are un mod idle în care merge în permanență, deci consumă ceva. Da, e adevărat, consumul scade. Ca și o mașină termică. Ca și o mașină termică. Deva la 0,7-0,8 litri exact, la oră, o să-i consume. O să-i consume orice ar fi. Fără să producă nimic. Exact. Adică el ar putea să producă, dar nu ai consumatori. Adică, pur și simplu, e pe idle. Dacă, în schimb, începi să pui consumatori,
nu vei reuși niciodată, sau e puțină, puțin probabil situația aia în care să ai, să zicem că el produce 4 kW și ai consumator fix de 4 kW. Trebuie să produci mai mult, trebuie să ai o marjă, da? Adică și asta e a doua ineficiență și o rezolvă și pe asta. Ca să nu mai vorbim de faptul că ai zgomot, ai fum. Sunt foarte multe zone în care, uite, acum mă gândesc, sunt foarte multe zone în care ai nevoie de generator, dar n-ai voie să faci gălăgie. Da, noi în setup-ul de generator start-stop, da, există program inclusiv de, nu mai știu cum se numește, se zice momente de liniște. A, okay. În care n-are voie să pornească generatorul. Deci asta definești perioada de liniște și sistemul va face tot posibilul să nu pornească generatorul în momentul ăla. Dar mai e o chestie pe care n-am discutat-o. Garanția sistemului și numărul de ore de funcționare. Gândește-te că tu dacă îl folosești, corect, să încarci telefonul, da? Da. Tu dacă trebuie să faci revizia la 100 de ore, corect, tu practic o să produci 40 de vați pe oră ca să încarci un telefon. Exact. Da? Dacă ai încărcat, nu știu, și se cuantifică în ore de funcționare? Da, el măsoară ore de funcționare. Nu știam, da. Serviciul nu se face la număr de kilowatt-oră produs sau ceva de genul ăsta. La ore, da, de funcționare? Nu, e la ore de funcționare. Corect. Pentru că asta contează. Tu ai frecări înăuntru, ai tot felul de lucru mecanic pe care face generatorul să-și reducă durata de viață. Asta e tot ce contează. Deci, practic, eficientizezi și producția, și consumul, și garanția. Scazi costurile de service, de revizii și toate cele. Este incomparabil mult mai eficient din toate punctele de vedere. Eu când l-am văzut și am luat așa primele informații, am zis, bă, dar de ce nu are toată lumea așa ceva? Dar realizez acum că nu e un proiect vechi, adică nu se fac sisteme din astea de 10 ani. Acum le vedem prima dată, adică ăsta e conceptul. Și îmi place că e gândit până la capăt, chiar dacă nu-l vedeți cu cutie închis și așa mai departe. E shield-ul termic, rezervoarele sunt puse foarte frumos acolo, sunt finisate cum trebuie, îmi place. Echipamentul ăsta va sta în condiții extreme. Umiditate, căldură, da, frig, vibrații, că ai o vibrație de la motor, praf, da, că ești în șantiere. Da. Ai cele mai grele condiții posibile. Dacă nu respecti regulile de instalare, totul să fie perfect. Marele avantaj, corect, că poți să-l închipuiesc că tu ești chiriaș într-o casă, da? Da. Și ai nevoie, vrei să-ți faci un sistem fotovoltaic. Da. Și noi, proprietarul nu-ți permite să instalezi panouri fotovoltaice, să ai sistem de backup pe, da, care tu ți l-ai dori. Cumpăr ceva de genul ăsta, îl parchezi frumos în curte. Da, poți, da, să-l iei fără partea de generator, poți să ai doar partea asta, știi? Da, 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 da. E pe roți, ți-l pui acolo, pleci peste o lună, ți-l iei, la mașină și pleci mai departe. Interesant, super. Sau, adică sunt multe scenarii, da, imaginez că sunt și scenarii de business foarte multe. Vrei, poate, să pleci cu rulota, să faci ocolul lumii, da? Da. Iei doar partea asta cu panouri deasupra, o legi în spatele mașinii și prin lume. Și ai energie unlimited, ai generatorul, generatorul între ghilimele, exact, după tine. Acum, sunt exemple, unele sunt stupide, poate pentru unii o să vină. Nu sunt stupide, da? Și de fapt îi provoc pe oameni, știți, nici nu trebuie să-i provoc. Oricum o să vină în comentarii și să se gândească la situații în care poate fi folosit un sistem, da, de genul ăsta. Da, idee. Da, adică, bă, la ce credeți că ar putea fi folosit? Mie mi se pare că pe șantiere... Vrei să mergem mai departe? Să dăm un premiu cel care alege cea mai interesantă idee? Uite, putem să dăm un încărcător solar, nu știu. Uite, da, putem, uite, să dăm un MPP. Cea mai tare idee va fi premiată data viitoare. Nu este regulament din ăla oficial. O să-l extragem. Jurizarea va fi făcută de... De noi doi. Okay. De noi doi. Jurizarea va fi făcută. Hai să vedem. Care e cel mai interesant proiect? Și dăm premiul la următorul eveniment. O să avem niște evenimente. Reîncepe campionatul național de slalom. Oh, da. O să venim acolo cu sistemul fotovoltaic mobil. Tot soluție mobilă. Tot, da, în stilul ăla. Da, da, da. Dar cu mie mi s-a părut super interesant să prezentăm și partea asta, pentru că voiam să o vadă lumea exact așa cum funcționează. N-am făcut nicio informare despre consum. A, da, corect, despre consum. Consumul, da, consumul generatorului la 110% load, adică maximul lui care e 100 10 kW, este de 4 litri la, la oră. Pardon. Deci într-o oră consumă 4 litri și generează 10 kW de energie electrică. Exact. Ceea ce înseamnă... Ok, zi tu mai departe. Fă un calcul. Cu 15 kW pe 100 de kilometri eu pot să merg cu mașina într-un regim destul de normal, adică cu peste 90. Grea. Cu Tesla. Cu mașină grea. Un Model 3. Model 3, mașină grea, două motoare. Consumul meu mediu pe ultimii 100.000 de kilometri, adică am făcut 100.000, 17,4. Ok. Deci 15 e rezonabil, că l-ai consumul și pe la curse și pe alte lucruri, uh-huh, ce am mers eu pe autoban. Deci asta înseamnă că dacă folosești generatorul ăsta, eu pot să produc 15 kWh cu 6 litri. Cam așa. Deci ca să merg 100 de kilometri cu mașina electrică într-un regim serios, da, consum 6 litri de motorină. Dacă folosesc motorina aia la o mașină diesel de 3-400 de cai, nu cred că reușesc.
Nu prea reușești. Nu prea reușesc. Da. De asta zic că poza aia de care povesteam la început este, pentru unii pare haioasă, dar în realitate este mult mai eficient decât li se pare lor. Exact, e mai eficient decât li se pare și poate fi mai eficient decât să folosești dieselul ăla la propriu într-un motor pe combustie. Da. Deci, și mai ai un lucru în calcul, că tu poți să-ți produci energia asta în afara orașelor, adică nu poluezi, nu duci toate noxele astea în mijlocul orașului. Corect. Pe când mașina scoate fumul exact în cea mai mare aglomerație, unde n-ai vrea să respiri. Lângă bicicliști, lângă pietoni, lângă toți. Dacă ai un generator din ăsta și este la marginea orașului, într-o zonă, poți să ai niște sisteme de filtrare mult mai sofisticate decât ai pe o mașină. Sisteme industriale. Ai sisteme industriale. E stupid să cari catalizatoare și chestii foarte complexe pe mașină, când ai putea să le ai într-un sistem industrial mare, unde poți să controlezi, poți să măsori noxele la ieșire, nu cum se măsoară noxele la mașini. Nu cum se măsoară noxele la mașini și ești mai eficient. Da. Și în situația de reducere a poluării ești mai eficient când o faci industrial. L-am văzut cum e cu producția de energie. Da, poți să faci lângă o pădure undeva, unde nu deranjezi pe nimeni, unde practic noxele respective sunt preluate imediat în natură. Bă, știi ce îmi place? Că am ajuns să discutăm despre lucruri care chiar se întâmplă, le vedem în România, adică produsul e funcțional, ăsta merge la un client și nu e primul din ce am înțeles. Nu mai sunt chestiuni teoretice, știi că discutăm despre lucruri teoretice, o să mai discutăm și despre cine așteaptă pe viitor, dar le vedem, gata. Deci astea sunt disponibile, eficientizează consumul, reduce poluarea și poți să fii cât se poate de creativ. Deci generator, stocare, producție solară. Și control de la distanță. Că uite, de asta n-am vorbit. Sistemul preia date de la motorul respectiv, de la generatorul respectiv, și tu poți să vezi în aplicația Victron, poți să vezi consumul instantaneu, temperatură, motor, nivel de ulei, nivel de carburant. Cum am și aplicația acasă, la fel? În aceeași aplicație VRM ai toate informațiile despre motorul tău. Și poți să-l și opresc? Poți să-l și oprești, poți să-l pornești, poți să faci ce vrei tu. Poți să reconfigurezi în ce condiții să-l pornesc. Deci mie mi-ar plăcea să mă juc pur și simplu cu el, să-l opresc, să-l pornesc. Da, poți face asta de la distanță. Mie îmi place VRM, eu mă joc destul de mult în softul ăla. Asta este o soluție inclusiv pentru flote care vor să închirieze așa ceva. Pentru șantiere, pentru... Nu știu, gândește... Eu m-am gândit la șantiere și la evenimente, cel mai mult, adică pe cred că sunt concerte genul ăsta de... Cred că sunt posibilități nelimitate. Adică bun, o să-i lăsăm pe oameni să... Adică gândește-te că ai o lucrare pe o arteră, pe o bucată de autostradă, da, unde nu ai curent în zona respectivă și ai nevoie de... Ai utilaje acolo, ai sisteme de iluminat. Corect. Ca să fluidizezi traficul și așa mai departe. Care trebuie să meargă în continuu. Închipuiești ce înseamnă să meargă pentru niște semafoare un generator imens în continuu și ce înseamnă să-l pornești odată o oră pe zi. O oră pe e zi, da. Incomparabilă. Da, da, o situație super eficientă. Mulțumesc că m-ai primit. Cam asta este. Așteptăm comentariile acolo. Gândiți-vă la ce putem să folosim sistemul și dacă aveți vreo idee despre cum ai putea să faci și mai complicat sistemul ăsta. Poate să gândește cineva sau să mai eficient, adauge. Sau mai eficient, dacă mai vrea să mai adăugăm ceva la el în plus. Uite, putem să-i punem stație de încărcare. Da, într-o zonă în care ești pe autostradă și nu e nicio stație apropiată și oamenii vezi că sunt mulți care rămân fără curent în zona respectivă, pui poți ceva de genul ăsta. Da, poți să ai o situație. Astea pot fi situații, stații de backup. Da. Stații de backup care te costă, nu știu, kilowattul 5, kilowattoră 5 lei, să zicem, da, pentru că e remote. Situație de război. Că am mai auzit că ar mai fi războaie pe undeva. Da, exact. Soluții de genul ăsta. Când sunt atacate, e atacată infrastructura energetică, poți compensa oricând cu situația. E foarte important, că asta spuneam, libertatea, independența înseamnă nu să am voie să mă duc să încarc, să alimentez mașina la benzinărie. Asta nu e independență. Independența este să am multiple surse de energie și dacă e posibil să pot să produc și eu singură energie, cum e în cazul energiei fotovoltaice. Benzina poți să o încarci doar de la PECO. Atât. Da? Deci sau poți să pui în canistră și să zici că ai încărcat acasă, dar practic tot de la PECO încarci. Tot de la PECO încarci. Da? Pe când ăsta îți produce energia oriunde și poți să o faci din multe surse. Wind, în fine, hai să vorbim în română. Vânt, panouri fotovoltaice, corect, diesel, benzină, ce orice ai tu nevoie. Din orice poți să faci curent până la urmă. Da, super. Bun, deci rămâne provocarea la voi. Lăsați în comentarii idei cum să îmbunătățim, la ce să mai folosim și cea mai tare idee va fi premiată cu un premiu... Cu un încărcător solar ca cel de pe partea cealaltă. Cu un încărcător solar, exact. Da. Și dăm premiu la următorul eveniment, când o să ne vedem, când ne vedem cu toți. Da. Bun, cam asta este. Mulțumesc și cam asta. Dacă v-ați uitat până la final, vă mulțumesc și până data viitoare, numai bine.